Bă, Cristofare, să știi că mi-a plăcut așa tare la ciomotograf. Bă, mi-a plăcut. E ca în viață, mă. E cu iubire, bă, e cu pupături, bă, ce-o pupa ăla. Mă, dar Cresu și Blonda, ce viață ar fi avut ei, bă, după filmări? Aba, Aurica, așa ca noi. Să iubește, să ceartă, iar să iubește, face copii frumoși și mulți. Să moară mama, astea e ale noastre, bre? Tu, voi sunteți! Sunt mișto. Da, de regina ce ziceți? Arată ca o regină. Eu sunt mult. Alăță frumă! Gata, fă! Gata! Gata, acasă! Haide, acasă, că se benoclează ăștia, nu e voie! Fă! Haide! Haide, acasă! Salut! Și? Ați fost la film? Da! Și? Am vorbit eu cam mult! Regina, ce faci? Regina! Nu pot să merg așa acasă! Lasă-mă-n pace, nu știu! Lasă-mă că nu pot să merg așa acasă, că mă bat! Nu pot! Regina, gata, stai! Nu pot, lasă-mă-n pace! Gata, liniștește-te, gata! Pot, lasă-mă! Gata, nu mai ai nimic, îți promit, gata, gata, gata! Nu mai ai nimic, nimic, nu mai ai nimic, văd! Nimic, nimic, gata, 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 hai! Gata, gata, liniștește-te, gata! Și tare, pune-i din deget, ești mai scurs. E frumos la muncă, băieții, nu? Hai, distracție plăcută. Și am făcut, mă? Am zis. Ce ai zis, că ce? Că ai pugnit din deget, ești mai scurs. Și te-am scos, ha? Știi câte relații mi-am mâncat pe tâmpenile tale? Știi? De ce te-ai apucat să dai declarații ca bou? Păi, dar ce vrei, frățiorul meu, să fac, să mă umfle? Să aștept un avocat, așa se face. Nu mai dai niciodată declarații dacă n-ai un avocat lângă tine. Ai înțeles? Bine, frate, acum știu. Bine, frate, nu mai zice frate. Bine, boss. Nici boss. Atunci știi că... Știi că l-a murit? Păi, dar cum să nu știu, frățioare, l-am pușcat în fața mea? Păi, dar tu mie zici că a murit ăla. Nu eram acolo. Dar nu rămâne, fratele meu, zic eu, că nu rămâne așa, treburile astea așa, că intră Domnul în ei și eu mă răpătuți. Vorbește, mă, mai încet, mă. Tu ești nebun la cap? Eu ce să vă fac dacă sunteți pistolari și nu vă potoliți? Hai, urcă mașină. Bă, de ce trântești ușa așa, mă? De ce ai trântit ușa așa? Nu mă râde la mine! Da, stai. De ce ai trântit ușa așa? E mașina ta? Nu, mă... Nu e mașina ta și atunci de ce trântești? Da. De ce ești nesimțit? Frate, vrei să te duc cu căruța? Zi! Băi, vrei să mergem cu căruța sau cu mașina asta? Asta e mașina de colecție, nu trântești ușa! Și ia-ți pletele alea silnoase! Ia pletele de pe tetier, da, stai așa! Da, mă, uite, așa. Mă, așa, așa, uite, e bine așa! Așa, țărane! Ce trântești ușa așa? Gata. Da. Ia uite-l, bă, cum trebuie, pune centura. Hai, nu mai trage, mă, ia. Așa, mă, băi, 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 nu mai trage, gata, așa, gata, mă, gata, mă, gata, frate, gata, mă, frate, gata, mă, frate, gata, mă, gata, 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 acum să... Am auzit despre el. Se spunea prin vecin, da. Nu mai asculta de lume, Vasile. Stați liniștit, așa a fost și când a murit... mama lui. Noroc cu el că am avut un motiv de ce să trăiesc. Mă, așa frumosule, mă. Da. Ce creț ești tu, mă? Seamănă cu maică ta, mă? Seamănă, mă, cu ea? Seamănă puțin. Ajută-mă să vă ridic. Stați liniștit, oricum, văd că nici dumneavoastră nu aveți mult până să-l țineți în brațe. Nu e același lucru, Vasile. Un copil e binecuvântarea de la Dumnezeu. Dacă ai ști ce-i sufletul meu... Stați liniștită că o să-i faceți răul ăla micu. Ce o să fie, băiat sau fată? E blestemul vieții mele, Vasile. Fă-te mai învârți mult pe aici, dă-te dracu, pleacă, dar ești ce vrei!
Să rămână, doamnă. Du-te! Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să nu mai îmi dea, lasă-mă în pace. Da și mie un bănuț, că n-am mâncat și-o de 3 zile. Doamne! Ia uite ce copil frumos are. Și văd că-i mai vine unul. Hai să rămână, să rămână, să trăiești. Bine, Vasile, îmi pare bine că te-am văzut. Să ai grijă de copilul ăsta. Și mie, să rămână. Pa, Claudiu. Pa. Hai să facem una, pa. Ieși afară. Ieși. Nu te rog, iartă-mă, domnul, dar nici n-am vrut să moară fratele meu cost. N-am putut să-mi apăr, domnule. Le-ai lăsat să moară, da? Doamne! Trebuie să mori și tu. Doamne! Da, pleacă, nu vreau. Du-te! Nu, da! Hai! Nu vreau. Du-te, de ce l-ai lăsat să moară? N-am vrut. De ce? Pleacă! N-am vrut, doamne. Liniștește-te. Liniștește-te. Cosmin trăiește. N-a murit. E la spital, e bine. Liniștește-te. E bine. Hai mă, dă-i drumul de aici. Du-te de aici. E bine. Cum trăiești? Avea vest anticlons pe el. E doar zgâria la gât atât. A dus capul. Bravo. Unde e acum? E la spital. Are fratele meu medalionul, grijă de el. E bine, e ok. Adică aia la gât e crestătura așa, nu e rău. Nu e la jugulară, e bine. Grazie, Santa Madonna. Bine că a avut zile. Aici am simțit așa un fel de energie de asta negativă, așa, și când chiar când am vrut să zic tăticului ce mă bucur că te văd și că bine ai venit acasă și că n-am mai putut să mai zic asta. Știi ce supărat sunt? De ce? Știi ce supărat sunt? Nu mai am țigări. Te-ai duci tu pe curtea să vezi, poate mai e un chiștor pe acolo, pe unde, nu? Păi da, mă duc. Să mi-l aduci aprins, mă! Da! E ceva? E groasă. Mă, dar voi ce treabă aveți? Ați nebunit? Ce e și altă groasă? Tocmai astăzi când trebuia să fie cea mai fericită zi din viața mea! Ai? Mai lași pămâne ăsta legal să-și eu nevastă!
Mi-o milă de tine, Melodoru. Acum când văd eu ce șarpe venenoși cu ochelari, ție ias cum stunzi. Cum s-a stricurat el cu gelul ăla lui pe cap sub pelea mea să mă sugă de cel mai scump. Așa că t-aș da în gură că altfel intri într-un conflict deschis cu mine, Menodoru. Ai înțeles? La imbă loșea, Stivele? L-am ținut așa cu buzile și n-am... Așa cum, bă, că degeaba mi-arăți. Eu nu văd zâchior. Adică nu am îmbăloșat, am lăsat. Așa. Țivene, apropo de Trabuc, l-ai căutat mult prin curte? L-am căutat, că erau... Și n-ai observat nimic? Neobișnuit? Nu, ce să observ? N-ai observat... turnul? Că e căzut? Nu. N-ai observat, mă, că e tălem? Nu? Și dacă e tălem, înseamnă că a fost furat? Nu? Și dacă el a fost furat și tu nu l-ai observat când ai trecut prin curte, ce înseamnă, mă? Înseamnă că tu l-ai furat, mă, Stivene. Nu? E al dracu să fii! Nu? Deci tu ai furat unul și eu am pătaie! Tata Aurica, hai că vă așteptam. Dar ce s-a întâmplat, mă? L-a omorât azi noapte pe ăla, frumușelul ăla. Cine, vă? Țigani. A venit mama lui Ciorba Șatră și i-a zis lui mama Sulfina. Ce ziceți, mă? Bă, ăla despre ce-a ție foia, tăia jugulara și l-a pușcat. Bă, Cosmin! Regina, stai! Stai, Regina, nu te duce! Ce avea campat? Bine că avem în sănătatea lui. Și nu... Doamne ferește. Doamne! Cosmin e în spital, e bine. Gata! Aia din șatră, aule, ce poate speria mea a zis că a murit, Don. Aule, ce poate speria. Aulea, cum se moară. Îl plângi pe jegosul ăla? Da. Ce-ți fac cu astea pe tine? Ha? Lasă-mă în pace, că-i stă mișto. Băi, Relule, tu ce te bagi? Bulibașe? Păi sunt bulibașă, trebuie să mă bag. Lasă-o în pace. Hai să bem. Ieși afară, fă, că de tine mă ocup eu mai târziu. Ieși afară și nu mai plânge, da? Acum nu mai am de ce să plâng. Fă, firea, dracu să fii. Băi, Herman! S-a întâmplat aici. De ce v-ați adunat? Da? Chiar vrei să-ți dăm ție explicații? Nu trebuie. Mă duc să mă odihnesc, că nu mă simt prea bine. Alo! Fratelu, tactu, ce faci? E bine. Rățur, că n-am făcut eu asta, rățur, tăticule, te rog eu să mă țin, mă crezi, tăticule, n-am făcut eu asta, nu crezi, cum poți să crezi că eu te pur, mă, tare, tăticule, e că n-am fost chestii, tăticule, cum poți să crezi că eu te pur, mă, că vreau. Că vreau eu. Hai că suntem puizați. Ia duceți-vă la colcare. Nimeni. Hai. Mâine dimineață frumos pe odină vă bag pe toți.
că n-am încredere în niciunul. Până spuneți unde e aurul. Hai, la colcare. De când n-am făcut nimic. Vorbim mâine. Ce-ai făcut, mă, de noroc? Ce Să mă culc, că sunt și eu cu Stai. Nu poți să te culci sus în dormitor. Nu poți să te culci pe moale, că ai șalii rupte. O să te culci afară pe prispă, da? E pătare și e mai sănătos pentru tine. Și să dormi iepurește, ca să nu ne fure și turnul ăla de lemn. Și mă gândesc eu un gând să văd eu ce fac cu tine, dacă mai te țin sau te trimit la măta. Dar mămica e moartă, mă. Acolo, la cimitir. Și până la iarnă îți faci și topogan să te duci pe el până în iad. Ce faci, mă? Mă duc să-ți omor pe aia, că i-a furat turnul! Vino încoace, vino încoace, mă! Dă încoace ăsta! De unde ai pistolul, mă? De la Armando, l-am ciordit! Bă, foarte bună idee! Dar e prost! Dacă noi îi omorâm pe ăștia, nu mai știm unde e aurul. Trebuie să-i lăsăm în viață, să-i urmărim frumos. Ce prost! Și așa aflăm unde e aurul. Hai, du-te și te culc acum! Pe unde să mă duc noi la stat? Sus, ușa de dreapta e un dormitor mare. În patul ăla mare, pe partea despre ușă, acolo o să te culci tu, de acolo. Hai. Eu mai stau puțin. Să mă uit și eu la casa mea. Că mă sătură să fac păciuri. Nenorociților, mă, ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut? N-am făcut pe nimic, n-am făcut nimic. Bă, că de când v-ați îmbârligat, mă, tu și cu mamica, numai idioțenii ați făcut, mă, numai idioțenii, mă. Taci în gură, ce-ați furat, mă, ce-ați furat? N-am furat, taci în gură. Ai, dă capul meu, mi-ați nenorocit cea mai fericită zi din viața mea, mă, voi amândoi, mă. Bă! Ce mă goale la tine, mă, la sub braț? Ce goale? Din gură, că din cauza ta pot în astea! Din cauza ta, că nu mă las să mă dau pe acum! Te ștâmpite, era în ziua lui Gonde, vrei să mă duc puțin la ziua lui Gonde? Zifă! Bă! Ești un curvar, nenorocit, mă, asta! Ești de-aia umbli cu de-alea, mă! Și cred, mă, că tu ți-ai tras-o cu mamica, mă, cred, mă, și voi amândoi la sărăci pe tăticu, mă, voi! Băi, nenorociților! Camidoiule, iepuraș. Mă, Gigi, Gheorghe, tu ești supărat? Adică, haide, nu mai vorbești cu mine? Haide, te rog, nu faceți să mă simt comobilă. Dar pe bune acum, ușulețe, de unde era să știu eu că Donald ăla e țigan? Stai, tu era în engleză și el a zis că e american. Hai, te rog. Gigi! Gigi! Lasă-mă. Bine, dar măcar îmi zici mie un lucru. Nu s-a mânuta, nu? Să-ți comunic mâine dimineață. Bine, atunci, dormi singur. Lasă-mă aici, mă! Ți-e bine, nu? Mie nu. Atâția ani de muncă și de pregătire și tu ai dat cu piciorul la tot. De ce? Mi-aș dori să fii și tu pentru o zi în pielea mea. Dar asta e misiunea ta. Și ce ai făcut?
ce mi-ai ordonat. M-am dus acolo să-i împiedic pe ea să încaiere, ca să nu vină poliția. Și tocmai poliția te-a adus aici. Exact ce nu trebuia să se întâmple. De ce? De ce, Rădulescu? Și eu care credeam că o să te bucuri că n-am murit. Și eu care mă gândesc cum să te scot din beleaua asta. Las că te descurci tu. Dai un telefon, se rezolvă, nu? Suntem în România. Așa crezi tu? Să mă compromit? Mai dezamăgi, Cosmin. Uite că ți se întâmplă și ție, nu? Știi la ce m-am gândit? La ce? Vreau să mă scoți din misiune. Nu pot să o duc până la capăt, înțelegi? Te-am să nu mai pleci pe ăla. Lasă-mă în pace. Fă nu mă face să te alerg, că te joc în picioare. Fă stai dracu pe loc, că-s plin de nervi. Fă stai pe loc când îți zic! Ce-i făcut îmbrăcămintea asta? Mă pot cu fetele și cu nena Urică. Da? Și unde ai fost, la spital? Nu, la mall. La mall? La mult de ce ai fost? La mol? Cum am înțeles eu de ce ai fost tu la mol? Tu ai fost la mol să te aranjezi ca să te duci la fraierul ăla la spital, nu? Ce te-ai gândit tu? Că poate trece boala mai repede. Nu? Ia vină, fă vagabanta, dracu. Vino, curva, dracu. Dacă nu te joc în picioare, să moară cea mai sunt. Vino, fă încoa. Auzi, fă? Dar-i nasol că te-ai aranjat degeaba. Că l-a zace acolo în spital și n-a apucat să te vadă, fă. Înțelegi?